Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skywars aici alături de Alex Alvarez, adică eu, gazda voastră. Astăzi o să încercăm să câștigăm, nu știu, cât mai multe meciuri de Skywars, pentru că în ultimul livestream am spus că îmi place extraordinar de mult jocul și îmi pare rău că ăsta este singurul clip de pe ziua de astăzi pe care îl voi posta, pe care ați auzit, deci n-am zis care, am zis pe care, pe care îl voi posta astăzi. Sunt un băiat deștept, ați înțeles? E greu să mă colectezi pe mine. Așa, glumesc. Probabil să spun multe greșeli de-a lungul videoclipului, dar am să-și opa asta cu pe care. Ei bine, nu uitați, fraților, înainte să înceapă clipul, să apăsați pe butonul de like, să ajungem noi peste 300 de like-uri. Dacă să ajungem peste 300 de like-uri, eu sunt foarte, foarte fericit. Deci apăsați voi cât mai mulți buton de like. Pentru că, na, de ce nu? n-am filmat de ceva timp Skywars, am filmat Survival Games în schimb și Bedwars. Din câte am văzut, Bedwars nu prea vă place așa de mult când îl filmez. E ok chestia asta. Iar personal mai simt nevoia să mai diversific, pentru că în ultimul timp am jucat prea mult Bedwars, frate. Deci prea mult Bedwars și știți cum este vorba, prea mult strică. Ei bine, și așa și este. Deocamdată sunt extraordinar de plictisit de Bedwars și nu mai am niciun chef, poți să mă bați, poți să-mi faci ce vrei tu, tati, nu mai am chef de Bedwars. Și am sabie cu Breaking. Păi cine nu... Cum să nu câștigi meciul când ai sabie cu fucking Breaking? Voi realizați cât de norocos sunt că am sabie cu Breaking? Îmi vine să o arunc pe geam și să mă arunc și pe mine după. După sabie, adică. Ia, hai, te bați cu mine? Bine, perla aia, a aruncat-o destul de bine, tipul. Dar tu! Ce părere ai? A, tu ești direct, așa, mai slăbuț, nu? Nu stai tu să te chinui cu mine, cu de-astea. O să încerc să pun focus sub picioare, ce chestie de-astea, așa. Oh, chiar merge repede focus ăsta. Și o să-l pun. Na, mâine. Mai băiatule, bă! E totul de PvP aici. Bă, nici prost, i-am dat bucată și n-am murit. Nici măcar nu l-am atins. Uite-l pe ăsta, bă, dementule, calmează-te, fraiere, că ești un fraier și te bade, te stric. Slime Gaming, calmează-te, Slime Gaming. Sunt low rău de tot, te rog nu veni după mine, că sunt low rău de tot, știi, pula mea, da, fucking foc, frate, fucking foc, mai adă, doar noi împreatul mai suntem. Cred că merge un, ok, mă ascund un pic aici și las pe ei să se bată. Ok, s-a dus unul după altul, iar eu acum mă voi duce să încerc să fac fucking clean-up-ul, hai. A, mai suntem, up, tipul ăsta e ciudat, dar l-am bătut. Ok, bun, easy, unde e ultimul? Ah! Tipul ăla cred că avea foarte, foarte multe perle sau ceva și de-aia dura atâta, dar e ok, deja am câștigat primul meci. După părerea mea, dacă câștig primul meci, am șanse mari să câștig cam tot, ceea ce chiar mă bucură. Deci e ok, am câștigat primul meci, suntem băieți fericiți mereu. Și am stat pe pregătită, pentru că am auzit că unul vrea să vină la mine. Aaa, n-a venit încă. E harta aceea cu casele prea apropiate, gen, și... Ia mă, hai! Dude, what the fuck? Tipul ăsta e dement? Wow, cum a putut să sar așa și... Mamă, e dădeam toate părțile și... What the fuck? Dude, calmează-te, dude, e doar un joc! Nu-i nevoie să te impacientezi. Deci am și poison, cine puii mei vrea poison? O să scot, ăsta e prea mult, ține și tu pe 100. Mă enervează pe Quake Pro, parcă e mult prea mult. Mult prea mult. Ok, hai să vedem ce reușim să facem în episodul, în meciul acesta, în episodul acesta, că în episodul acesta de mult încercăm să facem ceva, dar e ok pentru că am câștigat un meci și dacă câștig un meci, după părerea mea, e un episod reușit. Nu poți să le câștigi pe toate, dacă le câștigi pe toate, e un episod perfect, dar măcar, ok, cum mă duc acum? Ok. Dacă câștigi măcar, nu știu cum zic eu, un meci, bă, e un episod reușit. De ce nu? Bun, vine acum cu speed-ul ăsta al meu. Clean up. Ăla-i dat. Sharpness cu sharpness. Bun, hai să vedem. Avem sharpness aici. Și... ai crezut că nu știu că vii? Asta ai crezut? Asta ai crezut tu despre Alex Alvarez, bro? Bro, eu sunt Alex Alvarez, bro. Bro, ești mort, bro. Bro, vin după tine. Bro, am speed, frate. Nu! Dude, what the fuck? Fucking pedober. Oh my god, asta a fost lău. Asta a fost aproape. Am și Potion of Strength. Deci dacă vine cineva și vrea bătaie, eu o să-i dau Potion of Strength și eu o să-l rezolv. Bun. Hai acum să aruncăm toate... Mamă, câte chestii avem. Deci măcar am și arc.
Du-te, bă. Ăsta e meciul meu. Deci mai suntem 3 player rămași. Hai să vedem cum ne vom descurca. Se pare că avem și protection 4 în schimb, ceea ce e foarte, foarte tare. Și avem și niște sharpness-uri. Și aș putea, dacă aș vrea să fac chestia asta, și chiar vreau să fac chestia asta. Vreau să-mi combin săbile. Aulă! Pe bune. Tu cu viața aia vii la mine. E, uite-l pe ăsta. Uitați-vă la el. Deci tu realizezi, mă, băiatule, cu ce, cum, că tu vii, tu chiar, deci tu chiar vii să te bați cu mine pe bune? Adică vezi că îți dau toată viața și tu vii să te bați cu mine? Ce sper să mi se termine săgețile sau nu înțeleg? Te rog, eu dă-i drumul de aici de fraier. Dă-i drumul de aici de fraier. Lasă-mă să-mi combin săbile astea să te iau la mișto după, pentru că mi-așa mi-i place. Ce ai făcut, mă? Mă, băiatule. Mă, băiatule. Da? Pe bune? O bucată? Dude, ești tot un ratat, adică... Dude, ești un ratat, lasă-mă în pace. Te rog, pleacă. Tipul ăsta mă cam enervează. Și nu știu ce să-i fac, că vreau să scap de el. Bun, deci fiți atenți, vreau să-mi pun sharpness pe săbi. Hop, hop. Nu, nu e bine. Ai, mă, frate, tipul ești retardat. Mă bate, că eu terminat, nu înțeleg. Ce-i cu jucătorii ăștia? Explicați-mi și mie, ce-i cu ei? De unde vin cu 18 perle? 3000 de dalea? Nu știu, eu să mai joc deloc Skyward sau tipii ăștia chiar sunt retardați? Adică, for real, for fuck's sake. Ia, dă-mi asta. Am luat kitul ăsta nou, o să vedem cum o ducem cu el. Ia, mă, să vedem cum e cu kitul ăsta, cu kitul de strength. Să-mi dea mie poțiunea de strength să-i rezolv cu fire. Dacă voi fi atent, părerea mea ar trebui să câștig. Mai ok cu kitul ăsta de strength, că nu trebuie să stau fiecare match să pierd sau să pierd timpul. Da, n-am simțul găurii. Asta mai lipsea acum. Oh my god, this is fucking insane, dude. De fapt chiar insane dacă stau să mă gândesc, pentru că este modul insane și... Lasă poțiunea, frate, grăbește-te, poate facem și noi ceva meciul ăsta. Că nici ubești nu mai facem nimic de ceva timp. Bro, de ce nu-ți iei damage? Spune și mie. Minecraft, de ce nu-și ia damage? Spune-mi, te rog frumos. E greu? De ce nu-și ia fraierul damage când dau un el fucking lag, server prost și toate chestiile astea? Ok. Deci trebuie să ne calmăm. Trebuie să ne calmăm pentru că aceasta este cheia succesului oricând. Bun, deci mâncăm și acest măr de aur pentru că acești tipi se pare că sunt destul de puternici. O să-mi iau poțiunea de strength dacă e vreodată nevoia să mă bag cu cineva dintre ei. Se pare că nu putem să facem foarte, foarte multe, dar e ok pentru că am absorption-ul care mă ajută, nu știu. Ok, hai să vedem, mai să vedem. Nu mai am absorption. Nu mai am absorption! Deci nu pot să-l bat, dar pot. Ok. Dă-i drumul, ai venit la clean-up? Fără clean-up pe serverul ăsta nu se poate? Bine, și eu fac clean-up-uri, dar totuși. Ok. Fiți atenți. GG. Easy. Filmezi, ai treabă cu mine? Ok. Bun. Hai să ne revenim pentru că avem și niște poțiuni de speed și e tot o super ok. Tipul ăla chiar dă cu săgeți în mine. Doamne. Și până acum am arătat, deci este e ceva fabulos jocul ăsta. Bun, hai că mă număr ăsta de aur. Beau poțiunea asta de fire resistance, arunc chestia asta și fac asta. Bun, fiți atenți. Sunteți pregătiți? Sunteți într-adevăr pregătiți? 5 player rămași. Ok. Hai. No, nici mâine. Dude, serios? Deci dacă fugeam înainte, îl făceam pe fraier? Că deja slow acum. Mai e unul acolo sus. Care nu știe. Dă-i drumul cu scheletronul ăsta al tău, frate. Aoleo, nu. De ce să te bați cu mine în loc să-l bați pe ăla? Uite, eu te pot arunca. De ce să vii la mine? Bă, deci când îi văd atât de proști. E, vine ăsta. Nu cred. Am dat în el, dar de ce nu ia damage când dau? Nu înțeleg. Da. Lag. Deci Ok, încercăm. This is fucking shame, nu știu, bagă Grazer, hai vedem dacă ne iese cu Grazer, ultima mea și pe naiba că facem un clip mult prea scurt, vreau să fac și un clip mai lunguieț așa pentru băieții mei, dar e destul de greu, vedeți și voi.
I am fucking trying, bro. I'm fucking trying. Da, tipii ăștia sunt prea puternici, sunt prea lame, nu știi. Ia fucking pantaloni ăia, că nebunesc. Mă chinui de jumătate de oră să iau pantaloni, e tot apăs, fuck. Îi scoate, ia, îi bagă în inventar, îi... Zici că-i băin, deci... Ok. Ok. Dă-i măsorul de-asta. Al nostru puternic bate și noi pe cineva? Sau? Putem să facem de-astea, dar vom bate pe ăsta pentru că tipul crede că îmi dă poize, nu? Mi-a dat până la urmă. Mi-a dat-o nebunesc. Dă-i drumul, mi-a dat-o drumul de copil nebun de aici, că nu te mai suport. Frate, deci nebunesc, fiți atenți. Ah! Ok. Cred că ăla era strength, nu-i așa? Da, era strength-ul. Ok. Ok. Deci strength-ul ăla mă face mult prea puternic și nu înțeleg de unde atâta putere. Nu trage mine. Nu trage mine, bro, că sunt low. Nu, deci sunt chiar low și nu vreau să tragă nimeni în mine în momentul ăsta. Și vine și ăla. Da, super. Jo, super, vine și tu, frate. Ne batem toți. Facem bătaie în echipă. Nu mi-e că mai... Deci veneau toți, serios, deci toți. Deci erau, acum am murit și eu, și ăla. Of, vedeți-vă și voi interesul, băieți, nu vă mai bateți numai de dragul de a vă bate. Deci, ăștia nu știu să se bată, dar ei se bat numai de dragul de a se bate. Eu dacă aș fi pe un server cu ping bun, deci cred că tipii ăștia ar mânca pământul în spatele meu. Pentru că aș face niște strafe-uri, pentru că știu că mă bat foarte, foarte bine. Și pe, în meciuri, de exemplu, când joc pe Badlands sau pe Spain PvP, când joc survival games, am ce să vă arăt, am ce să vă arăt, chiar am ce, totul super mișto, bat echipe, nebunii. Acum, ce să bați, n-ai cum. Hop. N-ai cum să bați nimica. Dă-i drumul. Deci n-ai cum să bați nimica acum, efectiv. Ce sturi? Bun. Dă-i drumul, dă fraier, sau crezi tu că mă bați pe mine? Oh my god, frate, am crezut că fac și o schemă, dar făcusem, îl fraierisem pura. Am dat destul damage, mie-mi trebuie kit-ul, mie-mi trebuie, și ce vreau să-mi pice kit-ul cu Snowman, dar pentru chestia asta trebuie să câștig foarte, foarte multe meciuri și pur și simplu nu-mi iese niciun meci, vedeți și voi. Bun. De fapt nu, lasă-mă cu harta asta că nu mai vreau, fiți atenți cum facem. Mă nebunesc. Lobby. Ieșim, intrăm pe un normal, fiți atenți, deci intrăm pe un meci de normal. Bine, acolo știu că câștig. Ok. Bine, la rank câștig destul de ușor, dar totuși meciurile de rank pe Survivor, pe Skywars sunt super, super ușoare. Dar ok, intrăm pe asta. Ne luăm repede. O să joc cât mai bine, fiți atenți. Ia astea. Ok. Bun. Centru. Mergem repede în centru și luăm tot ceea ce prindem. Foarte important. Dar să sperăm că nu sunt player rapizi acum. Ciocnico, pahare. Ok. Bun, chestul ăsta. Dă-i drumul. Bun. Vedem cum te bați tu cu mine, bro. Bro, dă-i o bucată. Dă-mi o bucată, faci timp cu el, tu. Deci tu chiar glumești cu mine, fucking pielar ce ești. Deci fucking pielar ce ești, tu glumești cu mine. Sunt low, rău de tot, sunt low, rău de tot. Low. Da, ce să faci, mă, frate? Nici măcar nu ne-am dat. Deci dacă nu i-am dat damage, nu mă mai joc, vă jur. Deci dacă nu i-am dat damage, ăsta nu mă mai joc. E în 20, nu i-am dat nici măcar un damage, frate. Și am lovit de 10 ori. Am, doamne, fucking lag cu serverul fundului. N-ai cum, pentru că n-ai cum să dai jucătoria de proști încât și cu lag să-i bați. E greu, n-ai cum. Chiar e greu. Trebuie să fii obișnuit să joci cu lag ca să joci bine când ai lag, adică... Da, iar eu nefiind obișnuit să joc cu lag, pentru că totuși noi trăim în România, unde avem net decent. Dar pur și simplu pe serverul ăsta... Serverul ăsta e foarte prost pentru românii, hostat în fund. Ok, hai, bateți-vă. Dă-i, du-te și dă-i. Coie, deci tipul e AFK. Deci înțeleg. Și-a bătut joc de noi. Deci dacă mă împinge pe mine sau... Am o nebunit. Iu-te-l, bă! Mă bate, fii atent. Oh, era aproape. Era aproape să-și bată joc de noi. Ok.
Ok, ma noi ci siamo arrestati ora, sì, che come mi concentro, non cerco. No. Mande partez, mande partez, mande partez. Ok, l-am rezolvat pe ăla. Bun. Bun, acum trebuie să... De ce naiba am sărit? Puteam să mor foarte ușor acolo, nu știu de ce am sărit. Dar știu că trebuie să mai avem și noi puțină grijă. Poate câștigăm noi și meciul ăsta, nu știu, ar fi ceva. Bun, uite un chest plate. Bun. Hai să vedem. Trebuie să ne așteptăm acum, trebuie să așteptăm și să nu ne grăbim. Avem și puțină de strength, încă nu am folosit-o. Putem să o folosim oricând, dar mai aștept, nu-mi place să mă grăbesc. Pantalon, am deja pantalon de... Dar am acest fishing rod pe care îl pot folosi în avantajul meu foarte, foarte ușor și foarte bine. De ce nu iau sabia asta, dude? Am sabie bună în... Oh! No, de ce, dude? Mamă, cât de aproape, da. Sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați, fraților, să apăsați pe butonul de like, să sângem noi cât mai multe like-uri, am fost Ari și noi de vom vedea. Revedea, nu? Vrile! Data viitoare! Pa, pa!